Tatăl meu ceresc și Fiu de Duh Sfânt, Cel care ai pătimit pe cruce pentru mântuirea noastră, Dumnezeu ce ești în toate, înfăptuiești toate și știi toate, astăzi te caut pe tine, căci am nevoie de îndrumarea ta și de mângâierea ta. Fă-mi tu cărare printre greutăți, griji și nevoi, tot așa cum ai despărțit apele înaintea lui Moise, și dă-mi curaj ca să pot păși fără întârziere pe această cărare făcută de tine și care duce la tine. Binecuvântată fie, Doamne, această zi și binecuvântați fie toți cei ce se roagă ție. Amin. Doamne Dumnezeul meu, izvor nesecat de bucurii și de fericire, Tu, Cel ce vindeci toate rănile trupești și sufletești, Cel ce te-ai arătat nouă după marea mila Ta și ne-ai spălat de toate păcatele, pe Tine, prea bunule, ce-mi ești liman în primejdii, mângâietor în tristețe, apărător în întuneric și veșnic izbăvitor de necazuri, te rog, ascultă ruga mea și luminează-mă în această zi cu poruncile Tale și cu brațul Tău cel înalt. Pacea Ta dă-mi-o și mie, iubitorule de oameni. Izbăvește-mă, Doamne, de toate vicleșugurile vrăjmașilor, cei văzuți și nevăzuți, și de toate amenințările lumești. Risipește răutatea și mânia și înconjoară-mă cu Duhul Tău cel Sfânt, într-o pace și belșug. Fii-mi alături, atot iubitorule, învățându-mă să fac doar voia Ta, și îndrumă-mă să calc pe drumul dreptății și al smereniei. Întărește-mi credința, Doamne, ca pe o stâncă, și dă-mi sănătate și veselie ca să-ți pot cânta mereu slava. Căci astăzi în Tine nădăjduiesc și la Tine mă închin cu credință și pe Tine te chem să mă scoți pe mine din nevoi, să risipești necura greșelilor și să tămăduiești, prea curatule, neputința sufletului meu, învrednicindu-mă cercetării Tale și dăruindu-mi bucurie din bucuria Ta, cea fără de margini, căci doar iubirea Ta e veșnic neobosită și fără de sfârșit. Și doar pe Tine te cunosc, ca pe comoară de minuni, vindecător plin de har și izbăvitor al păcatelor noastre. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Este cartea în care veți găsi cele mai puternice 100 de rugăciuni pe care nu le găsiți în nicio altă carte și vă recomand vouă, vă recomand fiecăruia și fiecăruia dintre voi. E o carte pe care trebuie să o aveți în casă, atât pentru voi, dar în același timp poate fi și un cadou foarte frumos pentru cineva drag din viața voastră. Gândiți-vă, ce e mai frumos decât să faci cadou cuiva drag o carte de rugăciuni, și sper ca fiecare dintre voi să aibă cât mai curând această carte în casă. Pentru cei care vor deci să comande cartea, vă rog să folosiți linkul din descrierea videoclipului. Este un link pe care îl găsiți atât în descriere, cât o să-l las și în comentarii, o să-l las în topul comentariilor, și veți putea avea această carte în câteva zile,
Indiferent de unde sunteți, din România, din orice colț al țării, cartea va ajunge la voi în câteva zile prin curier rapid și lăsați ca puterea acestor rugăciuni din această carte, care pentru mine au făcut atâtea și atâtea minuni, să facă minuni și în viața voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!